Hai, suntem la ziua 12 de diversificare, iar Ania are cartofi dulce, fasole verde și ardei roșu. Îi le voi blendui și pe urmă îi le voi da, să vedem dacă îi place această combinație sau nu. Pa, pa, mami, pa, pa! Iubirica lui mami frumoasă și cu minte, care papă tare, tare frumos. E bun? E bun, mami, îți place? Bravo! Bravo, iubirea lui mami frumoasă! Cine e papa așa de frumos? Îți place? Dragostea mea. Trebuie să lipim bolul ăsta mai tare, că se pare că îl poți trage. Suflet mic. Păi, dar ce mult îți place păpica asta. E bună tare? Da? Îți place? Sufletul lui mami, că te mănânc, tătă. Da. E bună păpica lui Rania și place tare, tare mult. Inimucă sfântă. Da, se pare că pe zi ce trece, Rania papă tot mai bine și îi place mâncarea. N-am observat să facă figuri în ultima perioadă cam la nicio legumă. După cum ați văzut, azi am introdus o legumă nouă, cum ar fi fasolea verde, ardei și cartof dulce am mai mâncat. Dar fasole verde nu, până azi. Așa, iubita mea, nu? N-ai mai păpat fasole verde și îți văd că îți place. E bun, tare? Da? Tot noutăți o să pap de acum înainte, iubită. Da, iubirea lui mami. Suflet mic. Bun, vă lăsăm, că noi vrem să păpăm liniștite, așa-i? Și să-și continuă păpica cu mama doar. Că nouă tare mult ne place. Pupici, ne vedem mâine. Am vrut să vă fac o filmare la acest clip. Cam așa arată Rania după ce am terminat de mâncat. Bolul e aproape gol. Masa arată cam așa. Babețica e cam așa. Și ea încă ar mânca. Deci eu, dacă eu pun asta cu ce-o mai rămas aici, ea mănâncă. Hai să-ți umplu, stai. Poftim. Uite. Deci cam atâta de mult i-a plăcut ce-o păpat ea azi. Da. Cam așa de mult i-a plăcut. Să-ți fie de bine, mami. Să-ți fie de bine, da. Să crești mare, mare. Pa, pa!